Azi de dimineață am fost la radio ca să vorbesc despre ce anume o să se întâmple cu internetul în 2023. La care radio? Evident, la Radio Prahova, pentru că ne sunt prieteni foarte dragi. În continuare, îți las înregistrarea. Sunt 100% convins că o să afli chestii pe care eu le cred și colegii mei le cred, despre care cu siguranță nu știai. Avem și un invitat. Avem și un invitat. Dacă tot noi ne aflăm așa, pe internet toată ziua, pe social media, suntem influencer wannabe și așa mai departe. Am chemat aici în Morning Jam un om care știe, domnule, ce vorbește. Este vorba despre Marius Zinveliu. Bine ai venit, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Mi-a plăcut asta cu influencers wannabe. Păi da, toți ne suntem de ăștia, știi? Și că un studiu în America a relevat faptul că 70% dintre tineri între 14 și 16 ani întrebați ce vor vrea să se facă când o să fie mari, au zis influencer. Da, 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 numai ce avocat, profesor, doctor, gata, influencer. E irrelevant. Nu mai dă nimeni cu târnă copul, toată lumea dă cu microfonul. Da, văd la influencer că primesc chestii de pomană, știi? Da. Și zic, pe de ăla vreau să fiu, ce ai? Să influențez lumea. Exact. Marius, îți mulțumim tare, tare mult că ne-ai acceptat invitația. Cam asta a fost tot. Cam asta? Și vrem să vorbim despre internet, despre social media, despre site-uri, despre tehnologia asta, pentru că de cum ne trezim și până când ne culcăm, suntem pe Facebook, Instagram, TikTok și așa mai departe. Intrăm în bula aia. Dacă zici, stau doar 2 minute pe TikTok, ai intrat într-o bulă și s-au trecut 2 ore. 3, 4, 5. Exact. Depinde de cât te lasă consorta sau de cât de vreme te trezești a doua zi la muncă. Poate cine știe, ești responsabil. Aș vrea să văd pe cineva care nu are telefonul lipit de mână 24/24. Da, și eu aș vrea. Da, și nu aș prea vrea. Mai există. Nu, nici și bunicii acum cred că sunt. Și părinții, dacă și tata are Facebook și acum dă comentarii când se îl supără ceva. Până și bunicii stau cu mâna pe telefonul fix. Da, da, da. Nu mai sunt la poartă să bârfesc pe Facebook. Ai văzut-o, mă, ce story și-a pus vecina Ileana? Dar când o mers Ileana în Dubai? Mama, e că știa că e la alimentare. Vai. Recremiana, da. Ai tu o întrebare, da, de nu mă lași. Întrebare, fii și o să las și fondul jos. Stai că m-am blocat acum okay, eu. Ok, îl ridic și faci un semn. Are Recremiana o întrebare, da, inteligentă. Care sunt tendințele și ce se întâmplă cu internetul în anul care vine? Și n-a avut scrisă interpreția asta. Nu? Deloc, nu. Și nici nu mi-a fost suflată. Absolut deloc. Adică nimeni nu știe nimic. Internetul se schimbă și cu precădere se schimbă tot ce se întâmplă în social media, se schimbă tot ce se întâmplă din punct de vedere a felului în care noi consumăm ceea ce știm ca fiind internet, adică acea mare rețea globală pe care toți o accesăm zilnic. O chestie foarte importantă care se întâmplă este că apare o, cum să zic eu, brandurile nu mai sunt atât de vizibile, în timp ce au început să fie vizibil foarte mulți influenceri, exact cum ai zis tu. Oamenii își mută atenția dinspre branduri, dinspre firme, către oameni pe care consideră poli de influență și pe care pot să se bazeze și să aibă încredere. Și toată chestia asta provine din faptul că a apărut o aplicație nouă-nouță pe care cu toții o folosim și care inițial a fost o aplicație făcută pentru copii și o consumau doar copiii, dar care între timp s-a dovedit a fi cel mai mare competitor pe social media și cu toții știm despre cine este vorba, acea minunată aplicație în care ne uităm la videouri scurte de 30 secunde, 1 minut. Te referi la TikTok? Exact, mă refer la TikTok. Și am înțeles că au început să se monetizeze lucrurile și pe TikTok. Da, se monetizau și înainte, în schimb nu într-o manieră pe care... uite, fun fact. Oamenii care fac live-uri pe TikTok au impresia că vor face foarte mulți bani în chestia asta, pentru că vin ceilalți participanți la conversație și dau cadouri, dau chestii. Ei bine, aș vrea ca lumea să știe că TikTok-ul îți plătește din acei bani pe care tu îi primești în formă de cadouri de-abia un 20-30%. Doar atât de puțin. Și asta e o informație pe care foarte mulți nu o știu. Da, corect, da, corect. E super puțin. Dar s-a schimbat o chestie. Timpul petrecut pe Facebook astăzi de un om în mod normal este undeva la sub 20 de minute pe zi. În timp ce pe TikTok este de peste aproape 2 ore. Da, și mie. În fiecare luni mi-apare pe telefon confortul digital și îmi spune cât stau pe Netflix, cât stau pe Facebook și îmi dă aplicație și sunt acolo, te îngrozești când dai un raport pe o săptămână, zici eu, atât am stat, vai de capul meu, trebuie să renunț. Exact. Se schimbă lucrurile și se schimbă, din punctul meu de vedere, într-un mod bun, pentru că oamenii au început să asculte mai mult oameni
Și cu ocazia asta brandurile își dau seama că ei trebuie să comunice cu oamenii. Era o chestie care cumva era inevitabilă și despre care eu personal vorbesc de vreo 10 ani de zile încoace. Cei care au succes, brandurile care au succes pe social media sunt de fapt brandurile care reușesc să vorbească foarte pe limba oamenilor. Brandurile care încă refuză să facă chestia asta și tot timpul vin în fața noastră cu hei, avem o mega promoție, uite-te la particularitățile produsului nostru care este absolut minunat și mirobolant, au început încet încet să nu mai aibă tracțiunea pe care o aveau și încet încet pierd clienți. Pe de altă parte a apărut o modă foarte nouă, se numește UGC, User Generated Content, care presupune ce? Eu ca și brand mă duc și vorbesc cu trei oameni care au 1000-2000 de followeri pe rețelele de social media și îi rog să îmi fac un soi de publicitate mascată, dacă vrei, a produsului meu sau a serviciului meu. Adică ei să se pună în poziția și se filmeze în poziția în care folosesc produsul sau serviciul meu, exact. Iar restul oamenilor vor fi încântați de chestia asta și vor veni și vor cumpăra de la mine serviciul sau produsul. Ceea ce schimbă un pic paradigma marketing. Marketingul, cum știam noi, s-a schimbat. Adică s-a schimbat, exact. Nu mai e nici la TV, oamenii nu mai bag atât de mult bani în reclame pe TV, bag în social media, pentru că suntem mulți acolo și stăm non-stop. Și îi și pe influenceri, și am vorbit cu foarte, foarte mulți oameni, adică eu sunt fanul tău, tu ești mare, mare influencer și sunt mult mai apropiat de tine. E abordarea pe care eu îți spun, hai să facem și noi o poză, e mult mai degajată. Adică, băi, te văd, ești al meu, ești în telefonul meu, ești gata, ești al meu și îmi permit lucruri cu tine. Ori dacă cumva erai la televizor, erai așa mai o entitate la care nu puteam să ajung și veneam mult mai umil la tine. Corect. Și sunt toți cu care am vorbit, li s-au întâmplat lucruri și abordări de-astea mult mai agresive din prisma acestui fapt. Ei, în tonul sau, dacă vrei, în virtutea celor spuse până acum, se schimbă și felul în care vor arăta site-urile și felul în care vor arăta aplicațiile pe care noi le folosim. Internetul în clipa asta se schimbă, asta este un lucru cert. Oamenii nu mai au timp să aștepte, să se încarce o pagină, să ia lucruri gratis de pe net, să le refolosească după aia ca să facă bani. Companiile deja au început să îndrepte spre soluții care sunt custom, sunt făcute fix pe nevoile lor și lucrul ăsta se vede. De ce? Noi am văzut anul acesta firme care au început anul cu o cifră de afacere enormă și care pe parcursul anului și-au pierdut cifra de afacere tocmai pentru că nu s-au îngrijit de felul în care arată ei în mediul online. Se zice că nu mai e nevoie de un site în ziua de azi, pentru că dacă ai o pagină de Facebook sau un cont de Insta, poți să funcționezi. Nu e nimic mai fals de atâta. Ai nevoie de un site și ai nevoie ca site-ul tău să fie făcut pentru oamenii pe care îi adresezi. Aveam o discuție cu cineva zilele trecute pe baza unui sondaj de marketing pe care el au făcut și relevau faptul că marea majoritate a utilizatorilor lor erau cu vârste de 40 de ani plus. Și am pus o întrebare absolut logică. Și atunci de ce site-ul vostru este făcut ca pentru unii de 20 de ani? Pentru că scrisul vostru este foarte mic, culorile nu sunt vii, totul este monocrom. Și au zis, păi nu ne-am gândit la chestia asta. Deci contează lucrurile astea pentru categoria de vârstă la care tu vrei să ajungi. Contează categoria de vârstă, contează sexul, contează nivelul de educație, contează de unde provin oamenii respectiv, contează ce vrei să le propui să cumpere de la tine, contează felul în care îți distribui informația, contează foarte multe lucruri. Dar, cum românul e priceput la toate, corect. Și pandemia a fost lungă, și oamenii au avut ocazia să stea în casă și să nu facă nimic, unii dintre ei au zis, hei, cum ar fi de mâine să fiu web designer sau să fiu programator? Și guess what? Mulți dintre ei s-au făcut. Și guess what? Și poți să te faci așa de pe azi pe mâine? Unii cred că da. Dar nu le iese. La un moment dat se împiedică. Într-un fel, noi suntem fericiți pentru că avem de reparat după ei foarte multe chestii, mm-hmm. Da? Unde vreau să ajung? E foarte bine că toată lumea vrea să fie programator și există un mit vis-a-vis de faptul că, mamă, programator, știi că în momentul în care zici programator, cumva te aștepți ca omul să dea jos din Lamborghini. Da. Și dacă știi chestia asta, Nu, eu am impresia că programatorii sunt așa cu ochelari foarte, foarte groși și așa la cămășuță, la costumaș. Mulți programatori și IT-ști, acum că vor toți IT-ști programatori să fie, pentru că știu că dinero e bănoasă și sunt și deștepți. E bănoasă, dar dacă știi să o faci. Da, cum s-ar zice la mine la Ardeal, așa? dinero, dar e big problemul. Au început concedierile masă în companiile mari și foarte mari. Nu o să dau nume, pentru că oricum oricine poate să folosească internetul să găsească ceea ce zic eu acum.
11.000 de oameni dați afară, 10.000 de oameni dați afară, o altă companie foarte mare care produce imprimante și alte softuri a decis ca până în 2025 să reducă cu 14% volumul de angajați pe care l-au, deci iată încă vreo 6.000 de oameni și mulți dintre ei din România. Se dau afară foarte mulți oameni din IT și foarte mulți programatori, pentru că nivelul la care trebuie să codezi nu mai este unul mic, nu mai este unul pe care poți să-l înveți dintr-un tutorial de YouTube, asta e una. A doua, anul viitor ne va aduce foarte multă automatizare și iarăși asta e o chestie despre care noi vorbeam de foarte mult timp. Sunt foarte multe task-uri făcute în clipa asta de oameni, de care, care nu e nevoie să le facă oameni. Avem inteligență artificială, care de fapt sunt niște scripturi. Avem cod scris ca să poată să preia task-urile oamenilor respectivi. Și atunci o să ne trezim în 2023-2024 cu niște mii, zeci de mii de oameni care vor trebui să facă reconversie profesională. Și atunci Lamborghini-urile nu să stea parcate. Stea parcate. O să... Nu mai e cu Lamborghini, o să fie cu Dacia. Marius, tu știi să spargi chestii? Nu. Nu? Ah, singura chestie pe care știu să sparg sunt nuci. Nu, uite, vezi, asta e o întrebare sau foarte... farfuriile. A, farfuriile, dacă merge și pe greacă. Nu, asta e din ciclu. Am prieten programator. Exact, știi? Am eu un băiat, da. Poți să rezolvi și mie, să-mi pui și mie ceva pe laptop și poți să mă ajut și da, pe da. Mine să intru în contul nu știu care, nu, Marius, sistemul... am impresia că iubita mea mă înșală. Mă poți ajuta, știi? Da, un spațiu strângere de vreme. Irinel, ești actor, fă-mă să râd, știi? Cam așa. Da. A, tu știi să prezi la comandă sau da, chestii da, de-astea da. Tu ești actor, nu te cred, că tu ești mincinos. Exact, exact, exact. Da, deci tu dai din degete bine, asta e important. Nu, dai? Nu, colegii mei dau. Colegii am niște colegi minunați care asta fac. A, tu ești boss? Nu, doamne. E lider, e lider. E coleg, exact. Nu-s lider că nu seamăn cu Che Guevara sau seamăn cu aia care cânta muzică rap în România. Cert e că eu nu o să pot să fac niciodată ce zici tu că faci, oricum cifrele pe care le-ai dat tu și încercam cumva să dau seama dacă acei 6.000 care vor fi dați afară sau mă rog ceva, ai zis tu niște cifre acolo, stăteam să mă gândesc eu cu matematica mea de bază 1 plus 1 egal 3 că dacă zici exact ce trebuie, știi? Și eram nu, mai bine nu mă gândesc la treaba asta, lasă-l pe om să zică ce vrea el. Că... Dar nu o să crească volumul de muncă dacă sunt dați afară pentru un programator? Nu. Inovația în programare e mult mai mare decât în alte domenii. Uite, vă dau un exemplu. De exemplu, boxa audio n-a fost inovată de 60 de ani. Este la fel, de 60 de ani. Aceeași membrană, Serios? Da, e la fel. În timp ce în programare și în scrierea de cod, inovația este exponențială. De la an la an, noi dezvoltăm, programatorii și dezvoltă unelte ca să le facă viața mai ușoară. Ei, uneltele astea au ajuns să ne facă viața atât de ușoară de multe ori, încât nu mai e nevoie de atât de mulți oameni. Da. Și atunci suntem într-un mediu în clipa asta în care dacă nu ești extraordinar, nu prea... Dar toate uneltele astea bănuiesc că au și ele un preț, nu? Adică da. Să faci tot felul de chestii, să te gândești la tot felul de unelte care să-ți ușureze viața, bănuiesc că au un preț destul de mare. Adică, da. Cumva, îți asigură viața pentru 2 luni sau 3 luni, ce iei pe o uneltă. Unealtă. Unealtă, scuze. Unealtă e perpetuă. Câți oameni există pe planeta asta și ar putea să folosească unealtă respectivă, iată câți bani ai putea să faci din unealtă respectivă.